Cele patru echipe vor juca în sistem fiecare cu fiecare, iar la final primele două clasate vor merge la turneul de baraj pentru promovarea în divizia A1, acolo unde vor înfrunta primele două clasate din seria de vest. CSM Suceava are programat primul meci vineri de la ora 15 în compania favoritei la promovare, Steaua București. Jucătorii pregătiți de Victor Pancu vor reveni pe teren a doua zi la ora 17 când vor înfrunta gazdele de la Știința Bacău. Ultimul meci al sucevenilor va avea loc duminică de la ora 10 contra formației Rapid București. CSM Suceava are patru jucători incerți înaintea turneului de la Bacău. Este vorba despre Giurcă, Huțulea, Clupuleasa și Orășanu.